să fie lăudat! Da. Scumpii mei frați, la ultimile noastre întâlniri de joi seara am citit din 1 Corinteni, capitolul 10, loc din Biblie unde Pavel, scriind Corintenilor, evocă vremurile de mult apuse ale călătoriei dintre Egipt și Canaan. Și Biblia de două ori în locul acesta menționează că Pavel repetă aceste lucruri care s-au întâmplat atunci spre folosul nostru. Și Pavel vorbește acolo despre patru păcate. Primul dintre ele este idolatria și în ultimile câteva lecții am spus câteva cuvinte despre asta. Subiectul este vast, este inepuizabil. Însă vom trece la cel de-al doilea păcat menționat aici. În versetul 7, închinarea la idol. În versetul 8, să nu curvim, cum au făcut unii dintre ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Unde în Biblie se vorbește despre această cădere la 23.000 de, de oameni ca o manifestare a mâniei lui Dumnezeu? Evident că se vorbește în Numeri, capitolul 25. Așa că o să citim de acolo. Pentru numele Domnului vă rog să vă ridicați. 25. Numeri, versetul 1. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele Dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea Dumnezeilor lor. Israel s-a alipit de bal pe or și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Moise, strânge pe toate căpetenile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. Moise a zis judecătorilor lui Israel, fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au alipit de bal pe or. Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații lui pe o madianită sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron s-a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliță în mână, s-a luat după omul acela din Israel până la cortul lui, i-a străpuns prin pântece pe amândoi, atât pe bărbatul acela din Israel, cât și pe femeia aceea și a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel. 24 de au murit loviți de urgia aceea. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Fineas, fiul lui Eleazar, Fiul preotului Aaron a abătut mânia mea de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru mine în mijlocul lor și n-am nimic în mânia mea și n-am nimicit în mânia mea pe copiii lui Israel. De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. Acesta va fi pentru el și pentru sămânța lui după el, legământul unui preoții veșnice pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui și a făcut ispășire pentru copiii lui Israel. Bărbatul acela din Israel care a fost împre... ucis împreună cu Madianita se numea Zimri, fiul lui Shalu. El era căpetenia unei case părintești a simeoniților. Femeia care a fost ucisă se numea Cosbi, fata lui Tsur, căpetenia semințiilor ieșite dintr-o casă părintească din Madian. Amen. Reașezați-vă, Sfinții Domnului! Avem bucuria să fim din nou în fața Scripturilor pe care le deschidem cu respect și să continuăm incursiunea noastră în Scripturi, în carte, vorbind despre călătoriile Bibliei și în seara aceasta, uh, Călătoria din Egipt spre Canaan. Putem surprinde foarte multe aspecte menționate în raportul Bibliei în călătoria aceasta, însă m-am gândit să le menționăm cel puțin pe cele patru pe care le menționează Pavel, surprinzând această călătorie. Idolatria, curvirea, curvia, ispiterea lui Dumnezeu și cârtirea. Suntem în seara aceasta la cea de-a doua. În urma fenomenului de idolatrie pe care l-am cercetat un pic, Vom cerceta raportul Bibliei cu privire la cel de-al doilea fenomen numit Curvia. Este interesant că preotul Cornilescu care a tradus versiunea aceasta pe care o folosim, el nu o intitulează Curvia, ci închinarea la idoli. Și este așa de interesant să, descoperi, să descoperim măreția și frumusețea învățăturilor cărții acesteia. Urmărind poporul acesta care se deplasează înspre Canaan, stând în umbră, în urma lui, surprindem tot felul de păcate pe care le-au făcut și învățăm să nu le repetăm uitându-ne la mânia lui Dumnezeu care se dezlănțuie întotdeauna ca o pedeapsă justificată asupra neascultărilor. Aș vrea să surprind câteva gânduri, frați și surori, din acest pasaj pe care îl evocă Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10. Primul dintre ele, asocierea păcatului. Intenția diavolului de a distruge evreii, folosindu-se de madianiți, începe încă din capitolul 22. Noi am citit în capitolul 25. Când Balac, împăratul Moabului, l-a chemat pe Balam să blesteme pe evrei pentru ca blestemându-i să-i scoată de sub protecția și binecuvântarea divină și fiind vulnerabili și neprotejați, să-i învingă și să-i distrugă. Balac a văzut că evrei i-a învins pe amaleciți înainte să ajungă la madianiți. Știind că victoria evreilor se datora lui Dumnezeu care era cu ei, lui a fost frică că evreii îi va omorâ și pe ei. Așa că și-a dat seama că trebuie să elimine binecuvântarea lui Dumnezeu care îi protejează. Și atunci l-a chemat pe Balam să blesteme și prin blestem să retragă Dumnezeu binecuvântarea. Planul lui Balac a fost împiedicat din cauza unei măgărițe prin care a vorbit Dumnezeu să-i atragă atenția unui proroc care s-a lăsat corupt datorită banilor. În această situație moabiții au ieșuat în planul lor de a-i opri pe evrei atunci însă au găsit o altă soluție. Să trimită pe cele mai frumoase fete ale lor, probabil că aveau cunoștință despre legea Domnului, cel puțin la modul general. Probabil că ei știau, cel puțin la modul general, despre religia evreilor, despre interdicțiile lor pe care le impunea relația cu Dumnezeul cel prea înalt. Și atunci au trimis multe fete frumoase dintre fetele lor. Ca să îi spitească, să îi atragă. Și Biblia ne spune următorul lucru: Ele au poftit poporul, nu le-au poftit pe femei, au poftit pe bărbați. Au poftit pe bărbații din Israel să vină cu ele. Unde? Să vină cu ele la serviciile divine pe care le aveau în cinstea zeului lor numit Baal pe O închinare idolatră. Și Scriptura ne spune că bărbații aceștia, unii dintre ei s-au dus. Și dacă au omorât Dumnezeu 23, în alt loc spune 24 de mii, sunt două rapoarte, unul aici și unul numer, Pavel spune de 24. Vedeți, Biblia vorbește despre niște evenimente complexe într-o singură propoziție. Foarte probabil că într-unul dintre cele două locuri se referă la totalul victimelor din mai multe zile. Probabil că primul raport din numeri se referă doar câți au murit în prima zi, Probabil că aceasta este o, o, o modestă explicație cum se face că se spune două, despre două cifre, dar asta nu este important. Ceea ce este important este faptul că bărbații atrași, ademeniți, spitiți de femeile acestea, care mă gândesc că erau îmbrăcate ca niște femei care ieșise, iertați-mi expresia, la agățat, la ademenit, s-au dus cu ele și uitați cum s-au comportat ele și asta se repetă, se repetă la nesfârșit, până astăzi. Și Scriptura spune următoarele lucruri. I-a poftit să aducă jerfe Dumnezeilor lor. Au mâncat și s-au închinat până la pământ. Priviți-vă rog ce s-a întâmplat. Soluția moabiților, dacă n-a putut să atragă blestemul retrăgând binecuvântarea, atunci au avut planul B, și au trimis femeile acestea păgâne, idolatre, de care bărbații evrei nu aveau voie să se atingă. Ei aveau femei în Israel cu care să se căsătorească. Dar ei nu numai că nu s-au căsătorit cu madianitele, ci pur și simplu au curvit cu ele. Și în felul acesta a venit blestemul peste ei fără să-i mai blesteme balam, Balaam, că s-au blestemat singuri. Morala e următoarea, păcatul este un blestem. Și observați că aici și în milioane de alte situații, păcatul acesta, blestemul acesta, vine prin ispitirea de genul acesta. Observați, vă rog, că închinarea înaintea lui Bal pe idolul madianiților, s-a manifestat prin prostituție sacră. Bal pe era un zeu păgân la care madianiții se închinau în religia lor națională. Această închinare în fața lui, presupunea prostituție sacră. Adică bărbații erau atrași acolo și erau niște femei numite prostituate care întrețineau relații cu bărbații, numite relații sfinte în cinstea Zeului. E greu de înțeles pentru noi în vremea asta că așa ceva se poate, dar în vremea aceea așa se făceau. De aceea scriptura numește curvie, iar Cornilescu traduce închinare la idol, pentru că a fost o închinare prin curvie, prin prostituție sacră. Prostituția sacră a fost un fenomen foarte amplu în religiile vechi și cu asta i-a demenit pe bărbații evrei. Observați că păcatul curviei a fost asociat cu păcatul distracției, cu păcatul, cu păcatul ispitirii de către femei și cu păcatul închinării. Toate acestea au creat un complex, o circumstanță prin care bărbații evrei au fost ademeniți. În felul acesta, curvia bărbaților a fost combinată, asociată cu închinarea la idolii madianiți. Al doilea gând pe care vreau să-l surprind este alegerea păcatului. Spun întotdeauna și repet că neprihănirea și păcatul sunt alegeri, nu sunt obligații, nu sunt inconștiențe, ci sunt alegeri personale pe care un om le face. Când un om păcătuiește în adunare sau în afara adunării, așa vrea să facă, că există factori de circumstanță care îl ajută, că cineva îi deschide mintea, că cineva îl împinge îl motivează, că cineva îl ambalează, pune presiune pe el, sub o formă sau alta, numită manipulare. Astea sunt factori de mediu, de circunstanță. Dar el alege să-și deschidă gura, el alege să vorbească, să pângărească, el alege să, să strice lucrarea lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu. Am vrut să prezint și în această seară faptul că păcatul e o alegere. În versetul 1. Scriptura explică faptul că la Sitim exista zona în care bărbații evrei au fost ademeniți de femeile moabite, acceptând prostituția sacră în cinstea zeului Moabit. Sitim înseamnă salcâm. Observând din textul biblic că acest termen este la plural și este articulat. Asta înseamnă că citim așa. Israel locuia între salcâm. Și poporul a început în zona aceea să trăiască în curvie sacră, în religia madianiților, în cinstea lui Balpeor, zeu național al acestui popor. Există o anumită circumstanță în care diavolul te pândește și te așteaptă. Există un anumit context care devine favorabil. Noaptea întotdeauna este favorabilă, Oboseala care e spre sfârșitul zilei întotdeauna e favorabilă Nu știu dacă puteți să, 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 să mă urmăriți Pentru că nu am timp să explic Dar cei care aveți experiența vieții și ați îmbătrânit Ați observat că în zona unde sunteți spitiți, Mai mult sunteți ispitiți înspre seară, spre noapte decât dimineața Dimineața sunteți plin de energie Că numai ce v-ați trezit toate păhărelele sunt pline cu putere Mai mult de atât după o, noapte de, după o zi de epuizare spre sfârșitul zilei, omul nu mai are putere să țină la valorile lui. Și noaptea este cea mai sensibilă zonă din viața unui om. Dacă le spui tinerilor să nu se ducă noaptea departe, să se ducă ziua, zic, păi ai îmbătrânit, da, aia ne spui treaba asta. Ascultați-mă, aici nu e o problemă de îmbătrânit sau de neîmbătrânit. E o problemă de tendință umană, e un fenomen și nu are importanță că îl predică un tânăr sau un bătrân. Aceasta este realitatea. Destrăbălările oamenilor sunt mai accentuate în noaptea decât ziua. Și nu doar faptul că sunt la întuneric ca să nu fie văzute, deși și acest element este important și de luat în calcul. Exact din acest loc, mai târziu, Iosua a trimis, a trimis doi bărbați să-i scodească țara cananului și în mod special orașul Ierihon. Citiți în Iosua capitolul 2 și versetul 1 și în Iosua capitolul 3 și versetul 1. Din același oraș, citim, de ce am numit alegerea păcatului? Ca să vă spun că bărbații aceștia din număr 25 au ales să se lase atrași de femei, să se închine până la pământ în fața unui zeu păgân, după câteva, după, după un an și jumătate, după ce văzuse minunile despicării mării roșii, după ieșirea apei din stâncă și după căderea prepelițelor pe pământ să le mănânce ei, au văzut minunile acestea și totuși aici la Sitim s-au lăsat atrași de femei și au curvit cu ele și n-a fost o curvie de plăcere băr uh, între bărbați și femeie, chiar și aceasta ar fi fost la fel de vinovată, dar au folosit curvia ca și act de închinare religioasă într-un ritual păgân pur și simplu mediocru și, și, sălbatic. Ei bine, din aceeași zonă, puțin mai târziu, Iosua trimite două iscoade să iscodească țara. El însuși merge mai târziu în capitolul 3. Observați ce aleg bărbații din numărul 25. Curvia, prostituția sacră, închinarea până la pământ în fața idolilor, distracție cu femei străine cu care ei nu aveau dreptul să relaționeze pentru că făceau parte dintr-un popor din care urma să iasă Mesia. Mai târziu puțin Iosua alege să cucerească țara, să aibă o strategie de război, să facă un plan și să împlinească planul lui Dumnezeu. Aceiași Oameni din aceeași națiune, unii aleg de străbălarea, curvia și păcatul, alții aleg misiunea, sfințenia și împlinirea planului lui Dumnezeu. Și astăzi este la fel. Unul alege să vină la biserică, altul alege să stea acasă. Câțiva probabil că sunt acum prin fața computerelor, alții, nu știu prin ce teren de fotbal sau de volei, la pantaloni scurți, așa drăguței și dacă vine domnul, probabil că o să le ia ori mingea ori pe ei. Frații mei, nu vreau să devin ironic și nici răutăcios. Nu spun că nu mântuiți oamenii care nu vin joia la biserică, dar vreau să spun că asta nu este o atitudine de maturitate. Nu este o atitudine de maturitate. Nu reflectă un gând al lui Isus Hristos. Hristos când a, vrut, când a trebuit să renunțe la mâncare, a făcut lucrul acesta cu bucurie. Nu să renunțe la distracție, la mâncare. Și a rămas să vorbească cu femeia din Samaria pentru că sufletul era important. Și când a trebuit să renunțe la somn, nu la sport, la somn, a renunțat pentru un învățător pe care îl chema Nicodim. Fraților, păcatul e o alegere. Și ni se pare că multe lucruri care ne despar de Dumnezeu, ne îndepărtează de biserică, ne transformă în niște creștini absolut firești și selectivi. Ne trebuie toți să venim duminică seara, să avem show să fie balconul plin, să ne vadă toată lumea. Joia, aproape că n-ai cu cine să cânți. De ce asta? Pentru că păcatul e o alegere. Pentru că mulțimile sunt o alegere. Pentru că impresiile și etalarea, afișarea sunt alegeri. Oamenii ai lui Dumnezeu. Indiferent că eu spun sau nu spun lucrurile acestea, sunt niște realități dureroase, care nu-L onorează pe Dumnezeu și nici nu întărește mărturia bisericii sale. Păcatul este o alegere. Nu o să te aducă nimeni cu bota din spate să vii la adunare. Nu o să te lovească nimeni ca să te îmbraci de ce și să ai caracter. Este o alegere, este o alegere personală. Faci ce vrei cu viața pe care o ai. Poți să scoți din, din gură un izvor de apă curată sau poți să scoți un izvor care omoară, care însângerează și care rănește poporul lui Dumnezeu. Poți să te lași folosit de diavolul sau poți să te lași folosit de Dumnezeu. Este o alegere. Bărbații din numer 25 s-au lăsat folosiți de diavolul. Bărbații din Iosua 2 și 3 s-au lăsat folosiți de Dumnezeu. Și unii și alții au fost bărbați. Și unii și alții au fost evrei. Păcatul este o alegere. Porunca lui Dumnezeu pentru evrei era să distrugă locurile de închinare ale idolilor și să se închine doar înaintea lui Dumnezeu. Dacă deschidem la Deuteronom, capitolul 11, și citim primele șapte versete, vom fi impresionați de modul în care Dumnezeu se roagă de evrei ca să se închine lui și să nu accepte închinarea păgână. Exact ca un tată omenesc, Dumnezeu îi cicălește pe oamenii ăștia rugându-se de ei să nu iasă de sub binecuvântare. Și pur și simplu, ei ies de sub binecuvântare ca niște oameni fără minte. Să nu ne mirăm de ei, că istoria se repetă astăzi. Al treilea gând pe care vreau să-l surprind este pedeapsa păcatului. Tot ce face omul în viața lui are consecințe. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Să știți că Dumnezeu nu stă nepăsător, se va aprinde de mânie, dar în același timp, Dumnezeu își va umple brațele cu binecuvântare și pe cine se mânie îl va pedepsi și pe de cine se bucură îl va binecuvânta. Nimeni nu îl va opri pe Dumnezeu să repete până la sfârșit același obicei sfânt, să pedepsească pe cel vinovat și să pedepsească pe cel binecuvântat și ascultător. Dumnezeu face asta de mii de ani și o va face până la sfârșit. Pedeapsa divină pentru toți bărbații evrei care au mâncat din mâncarea jerfită înaintea idolului Moabit, care au practicat prostituția sacră sau s-au închinat la idoli, la bal pe or, a fost spânzurătoarea înaintea Domnului. Nu găsim prea des în scriptură spânzurătoarea înaintea Domnului. Expresia înaintea Domnului, foarte probabil că se referă înaintea cortului, întâlnirii, care era simbolul prezenței lui Dumnezeu. Și mai există o altă expresie, dacă ne uităm, în versetul 4, în fața soarelui. Foarte probabil că în vremea de atunci, expresia în fața soarelui însemna în public. Să-l vadă soarele, să-l vadă oamenii, să fie în public, ca să se teamă toți. Noi astăzi suntem învățați: dacă unul face prostii, să nu-l jignim cumva în public, că ne dăm judecată. Să nu cumva să menajăm, toată, toată lumea își bate joc de lucrarea lui Dumnezeu și noi să menajăm. Uitați ce spune Scriptura în fața soarelui. Iar în Noul Testament Scriptura spune, mustră-l față de toți, să-i se facă rușine. Că dacă nu e rușine din conștiință, să-i fie rușine că-i confruntat. Această atitudine pastorală de retragere, această atitudine pastorală doar pentru popularitate fraților, nu este încurajată de scriptură. Biblia nu încurajează duritatea, obrăznicia și lipsa de tact, lipsa de dragoste pastorală. Dar Biblia vorbește împotriva păcatului și acum când vom vorbi în al patrulea rând de ura împotriva păcatului, întâlnim un om care mâna, pune mâna pe o lance, pe o suliță și străpunge pe evreul acela care venise cu madianita de mână în tabăra lui Israel. Era acolo Moise, adunarea plângea pentru că Domnul îi vorbise lui Moise și ăsta se ținea de mână cu păgâna, și vine râvna Domnului peste fitnea, spune mâna pe, sal, pe sulița asta și o aruncă în ei. Și pur și simplu Biblia spune că fierul trece prin amândoi și îi omoară pe loc. Și Dumnezeu face un legământ cu bărbatul acela. Cât de sadic a fost bărbatul acela, cât de violent a fost. Și nouă ne rușine să ne ducem la o fetișcană care sfidează adunarea lui Dumnezeu și vine aici împopoțonată ca o sorcovă sfidând sfințenia lui Dumnezeu și nimeni din zece lideri nu-i zice nimic că nouă ne e rușine, că nouă ne e frică, uitați-vă la fineaz, Domnul vine la fineaz și îi spune așa, fac un legământ cu tine și cu neamul tău după tine ca să te binecuvintez, pentru că mi-ai luat apărarea. A ajuns un muritor ca mine să ia apărarea lui Dumnezeu, bineînțeles! O să vină un înger al Domnului să stea de vorbă cu domnișoara sau e menirea mea? Spune Scriptura femeile în vârstă să le învețe pe femeile tinere. Nimeni nu se bagă, nimeni nu are nimic de spus. Unde e finea asta? A murit săracul. A murit. Iar Madianita se plimbă cu evreul prin poporul Domnului ca la teatru. Și rămânem pentecostali? Oamenii lui Dumnezeu, înțelegem textul ăsta. Asta este scris în Biblie pentru învățătura noastră, spune Apostolul Pavel. Omul acesta care a luat atitudine a fost premiat de Dumnezeu și copiii lui după el au fost premiați de Dumnezeu. Asta nu pentru faptul că a omorât, nu pentru faptul că a fost un excentric, un dezechilibrat, ci pentru faptul că inima lui închinată Domnului s-a umplut de mânie sfântă când a văzut destrăbălarea în fața cortului și în fața soarelui. Și Dumnezeu l-a premiat pentru lucrul acesta. Să fugim de obrăznicie, să fugim de duritate, să fugim de răutate, să fugim de asprime, să fugim de lucruri în care nu, sunt, nu există dragoste. Dar în dragoste și cu dragoste să mergem la frații noștri și să-i mustrăm. Să-i mustrăm pentru ca în, în casa lui Dumnezeu să nu domine păcatul și să domine neprihănirea. Și atunci Dumnezeu va face un legământ cu noi și cu casele noastre. Uitați ce s-a întâmplat, 23.000 de oameni au fost omorâți pentru un păcat care a devenit fenomen în adunarea lui Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta, știind că mă adresez unor adulți care au doi ochi ca mine și care văd uneori mai multe lucruri decât văd eu de acolo din bancă, să ne speriem de fenomenul acesta nenorocit pe care avem neșansa să-l trăim noi. Danemarca este prima țară din lume care a dat o lege potrivit căreia orice pastor și preot inclusiv religia națională a lor și toate celelalte, sunt obligați prin lege, lege propusă de Ministrul Cultelor din Danemarca, să cunune homosexuali. Preoții se pot retrage din motive de conștiință, dar episcopul, un fel de pastor senior, el nu se poate retrage. El are obligația să găsească în corpul pastoral al bisericii lui pe cineva care să-i cunune pe homosexuali. Obligatoriu! Este lege obligatorie. Danemarca este prima țară din lume care a făcut lucrul acesta cu câteva zile în urmă. Când va ajunge în America? Nu știm dacă va ajunge și nu știm când. Un lucru este clar. Trăim vremuri complicate și umanismul de a ține mai mult la oameni să nu se supere, ba de frică că nu ne votează, ba de frică că nu știu ce fac, ba de frică că nu știu ce nu fac, umanismul acesta de a-i respecta mai mult pe oameni decât pe Dumnezeu, îl dezonorează pe Dumnezeu. Și acea suliță a lui Fineas a ruginit, să ne rugăm Domnului pentru adunare, să ne rugăm Domnului pentru sfințenie și tot poporul acesta să fie cuprins de respect pentru Dumnezeu. Haideți să ne rugăm.